Domnule primar, care sunt noutățile în ce privește administrația orașului Beclean? Sigur că am așteptat primăvara să terminăm cu sezonul rece, în care nu avem posibilitatea să începem construcții de anvergură, dar am pregătit proiectele, am făcut partea legală a lucrurilor de licitații, de SEAP, de tot ceea ce înseamnă și începem în forță tot ceea ce înseamnă amenajarea, așa cum am învățat cetățenii din orașul Beclean, că în fiecare an se întâmplă ceva la Beclean. Și sigur o să invit deja de pe acum, la începerea sezonului nou la Băile Figa, vom surprinde din nou turiștii, cetățenii, cu obiective noi. Obiective noi, sigur și celelalte le reabilităm, remodelăm. Venim cu noutăți. Am promis că în fiecare an investim în acea zonă, cel puțin, să spunem în ghilimele, profit, că în administrație nu există profit, în ghilimele profitul reinvestim în facilități pentru oameni care s-au simțit bine anul trecut și vrem să se simtă bine în fiecare zi la Băile Figa. Care ar fi oferta pentru această primăvară și vară care se apropie? Așa cum am spus, vom extinde luciu de apă. Atât luciu de apă sărat, cât și luciu de apă dulce. Va fi un râu leneș care cu topogane, cu multă mișcare, antrenant, așa și mai multă sare. Vom valorifica mai mult resursa efectivă a zonei, care, sigur, fiind un început anul trecut, n-am reușit să valorificăm întru totul. Adică pune la dispoziție zone de mică salină, iarăși un alt lac sărat mult mai natural și, sigur, haideți ca surprizele să fie atunci când vor veni efectiv oamenii să își petreacă vacanța și nu numai vacanța. Există solicitări sub formă de feedback, cum că oamenii doresc să existe cât mai mult spațiu pentru tratament cu apă sărată și nămol? Categoric, cred că ăsta e de fapt secretul Băilor Figa, că au și calități efectiv și mai mult decât atât, oamenii se simt altfel odată când fac o cură de nămol sau efectiv chiar băile de sare. Știm oricând că au avut nu numai direct, chiar și indirect au avut efecte curative extraordinare. Și avem în zonă un nămol, spune nu numai lumea, și acele, dacă vreți, analize care le-am făcut, spun că sunt similare cu nămolul de la Techirilor. Fără să facem prea multă campanie, oamenii de zeci de ani știu acest adevăr. Veți lua în considerare acest lucru și veți lucra, veți iniția un departament pentru cercetare privind efectele benefice? Da, categoric, sigur că acum am fost antrenați în investiții, să punem la punct și în momentul când noi finalizăm, cel puțin anul viitor, se va toată oferta turistică, atunci venim cu lucruri de, sigur, de nuanță, chiar facem o cercetare un studiu de cercetare a tuturor posibilităților care le avem. Și, sigur, într-o administrație și în turism niciodată nu este suficient. Totdeauna poți să vii cu idei noi, cu implicații noi și odată ce funcționează și există o clientelă până la urmă, adică vin oamenii din toată zona Ardealului și nu numai, atunci și ai posibilitatea să creezi, să gândești, mai ales că avem acolo situl arheologic. Avem această mină sărată, ce să zicem, care eu am mare încredere în rezultatele activității turistice la nivelul orașului Beclean. Ce ați făcut și ce veți face până când începe sezonul referitor la prelungirea perioadei de ședere a celor care vin la Băile Figa? Sigur că acum cel mai mare
interes și toată concepția care o avem e să avem și spații de cazare în zona. Deja au început licitațiile și s-au licitat zeci de loturi de cabane care vor oferi astfel de posibilități, dar nu numai. Ne și gândim pentru anul viitor să putem pune spații pentru hoteluri, moteluri, dar până atunci am vrut să dăm încredere celor care, investitorilor, că nu noi vom face aceste investiții, am vrut să dăm încredere că există și va exista și o activitate profitabilă dacă cineva va veni să investească în astfel de facilități. Și cu siguranță vom avea și investitori în zona de hoteluri, moteluri. Nu ne grăbim, nici nu e o grabă că nu am avut foarte multă ofertă turistică și nu vrem să dezamăgim. Vrem să facem pas cu pas așa cum se face într-o concepție, eu zic, bine gândită a unei promovări turistice. Suntem și noi la începutul acestei activități. Vă dați seama, nu avem încă specialiști, nu avem oameni care să știe ce înseamnă o activitate turistică, dar le învățăm. Învățați din le învățăm. Mers. Le învățăm din mers, mergem la cursuri, facem schimb de experiență, învățăm și de la alții, nu ne este rușine. Vom accesa și fonduri în acest sens. Avem chiar acum în derulare un fond european de pregătirea resursei umane în diferite activități. Vom face exact pașii care trebuie. Am vrut să subliniez că nu ne vom limita numai la zona turistică. Sigur că este partea, dacă vreți, de forță a administrației publice locale din ultima perioadă, dar celelalte activități administrative, de construcții, de administrații, de sedii, de instituții puternice vor continua la Beclean. De infrastructură, de asemenea. Chiar sunt... Ce aveți în plan? Exemplificați, vă rog. Aș putea să exemplific câteva lucruri. De exemplu, va începe judecătoria Beclean, o instituție care trebuie... E reabilitată? Nu, construcție nouă, locație nouă, parchetul, iarăși avem o perspectivă ca să avem un sediu nou. Deci mi se pare o administrație puternică prin instituții puternice. Și sigur nu noi ca administrație ne-am implicat în aceste proiecte, fiecare minister sau fiecare instituție are, dacă vreți, demersurile, dar totuși noi am venit cu locații centrale, cu ajutorul ăsta, consiliul local care trebuie să-l dai la orice demers, dar nu numai, bazinul de not, deci vom păstra aceste activități să completăm oferta turistică, nu? Un bazin de not în centrul orașului, locuințele anele, locuințele sociale, care noi vedem o creștere a populației în orașul Beclean în următorii ani. Și în ultimii ani a avut loc o astfel de creștere și perspectiva care o are orașul o văd că vom crește numărul de locuitori în oraș. Și mai mult decât atât, canalizări, ultimile care ne-au rămas și ultimele străzi de asfaltare, de infrastructură, parcări, pavate. Deci nu se oprește. Dar sigur, pas cu pas, de la puțin la mult sau de la centru la exterior, am avut o strategie pe termen lung a administrației și cred că deja are roade, că e și vizibil. Că degeaba face o administrație și nu vede nimeni, adică nu vede rezultatele efective, adică nu profită în sensul bun a cuvântului, efectiv de o infrastructură, fiecare om de pe ultima stradă să meargă civilizat acasă, nu? Am recuperat foarte multe, dacă vreți, din bugetul personal a fiecăruia, nu li se mai strică mașinile atât de des, pentru că avem o infrastructură cum se cuvine. Sau alte facilități care au venit în ajutorul cetățeanului și confortul cetățeanului din orașul Beclean îi net superior față de multe alte orașe. Și întotdeauna, dacă vreți, asta a fost și una din ofertele administrative atunci în 2000, foarte tânăr, am spus că vreau orașul Beclean să fie un oraș european. Și dacă vreau să și merg de multe ori în statele europene și sigur nu la relaxare.
cu probleme administrative și cu interese administrative, observ că chiar nu mi jenă dacă vin orice coleg primar din altă localitate, chiar îi surprind cu infrastructura din orașul Beclean. Apropo de Europa și de faptul că de curând v-ați întors de la Bruxelles, am înțeles că ați fost cooptat într-o structură europeană, dacă vreți, da, să ne spuneți despre ce vorba. Da, în conducerea Confederației orașelor și municipiilor din Europa. Și aveți un rang de vicepreședinte? Și, da, din cei doi vicepreședinți chiar conducem această confederație. Sigur, dacă un oraș european trebuie să aibă și acces direct, dacă vreți, în forurile Uniunii Europene sau în orice formă de asociere a orașelor din Europa. Acolo vezi, acolo ai schimb de experiențe, vezi cu ce se confruntă și colegii din alte state europene sau care sunt avantajele sau ce fel de administrație poți să facă și poți să implementezi. V-am spus, administrația se învață, administrația se studiază, administrația e o artă, e o profesie, dacă vreți. Nu, sigur, la început toți avem un început și cetățeanul și oricine îți dă răgazul ăsta de a fi un începător, dar sigur, ca și la clasele mici, înveți alfabetul, după aceea trebuie să devii un profesionist în administrație și eu mulțumesc cetățenilor în primul rând că mi-a dat această încredere să am mai multe mandate în care am putut să aduc toate cunoștințele, toate eforturile și tot ceea ce am învățat din alte administrații și în general în cursul acestor ani, am pus în practică în oraș și se văd roadele.